Fiecare poveste are farmecul ei. Începând de acum, povestea anunții voastre poate fi una deosebită. Într-o atmosferă romantică, sala de nunți a pensiunii Anca este cel mai potrivit loc pentru începutul poveștii voastre. O poveste deosebită, atât pentru miri cât și pentru invitați. Aici puteți degusta cele mai alese bucate și cele mai speciale băuturi, iar cei veniți din depărtare pot rămâne cât îi lasă inima alături de voi. Sala de nunți a pensiunii Anca, locul perfect pentru povestea voastră. Pensiunea Anca oferă în mod gratuit toate serviciile de cazare pentru mirii care își vor organiza nunta în acest an în sala de nunți a pensiunii Anca. Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Profită acum de noile oferte de Crăciun din Laponia și New York sau de prețurile accesibile la târgurile de Crăciun din Viena, Bratislava sau Bavaria. Iar dacă vrei să petreci în țară de sărbători, ai cele mai bune oferte de Crăciun și Revelion în cele mai cunoscute stațiuni montane și balneare din România. În plus, la noi beneficiezi de programe economice și de lux, dar și de bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 12, telefon 0265 512008. Idea Tour, ideea ta de vacanță. Locuința este spațiul nostru de siguranță și totuși deseori o neglijăm, fapt demonstrat de numărul mare de furturi ce au avut ca factor favorizant neatenția proprietarilor. Informează-te! Siguranța locuinței depinde și de tine. Află cum acționează infractorii și mai ales cum să îți protejezi casa. Accesează site-ul www.siguranțalocuințeimureș.ro. Campanie derulată de Poliția Mureșeană. Bună seara, oameni buni, bună seara, dragi români, suntem iar cu voi, e bună la Dar Rustic împreună. Bun găsit, dragii mei, vă spune din nou Maria Neag la o nouă emisiune Dar Rustic aici la Dar Reghin TV în această seară frumoasă de toamnă. Așadar, dragii mei, așa cum v-ați obișnuit în cadrul emisiunilor noastre Dar Rustic, aducem în casele dumneavoastră cântecul nostru popular românesc, interpreții pe care dumneavoastră doriți să-i vedeți și să-i revedeți din nou pe micile ecrane. Iată că în această seară doi oaspeți deosebiți sunt alături de mine în studio și în casele dumneavoastră. Ei nu cântă, dragii mei, dar sunt artiști înzestrați de Dumnezeu cu alte talente frumoase și îi ajută prin ceea ce ei știu să facă pe interpreții de muzică populară. Așadar, alături de mine Marcel Naste, directorul Casei de Cultură George Enescu a Tineretului din Reghin, și Cătălin Cioba, binecunoscutul nostru creator
creator, poet popular. Bună seara, chiar m-am speriat la început emisiunii că trebuie să cânt și mă gândeam că... L-am speriat, dragii mei, pe Cătălin, că în seara asta o să-l pun să cânte și așadar ați văzut că a venit, prima lui reacție a fost așa mai... Dar nicio problemă, Cătălin, eu sunt ferm convinsă că și dacă o să te pun să cânți, cu siguranță o să te descurci. Pe la când e publicitatea, promit. O să cânt. Așadar, dragii mei, bine ați revenit în cadrul emisiunii Dar Rustic. Atât Marcel Naste cât și Cătălin sunt vechi colaboratori ai emisiunii noastre și, bineînțeles, dragi telespectatori, cu siguranță vă face o deosebită plăcere să îi revedeți din nou alături de noi. Marcel, la ultima noastră întâlnire le-ai relatat telespectatorilor despre însemnătatea icoanelor, despre ceea ce știi tu să faci cel mai bine și mai frumos. În această seară te-am chemat și te-am readus din nou în casele telespectatorilor în calitate de om de cultură. Așadar, dragii mei, după cum vedeți și pe burtiera emisiunii, un titlu frumos și sugestiv, Reghin, Plai de cânt și joc. Așadar, o să-i las pe invitații mei să vă spună mai multe despre acest titlu și despre acest frumos eveniment cultural care va avea loc în zilele următoare în municipiul Reghin. Da, eu nu m-am speriat că trebuie să recunosc că aș cânta. De fapt, eu cânt de felul meu, dar nu cânt bine, cântare. L-am auzit, dragii mei, așa că să știți că, deși zice că nu are voce, are. Are voce și un spirit deosebit, Marcel. Da, eu, chiar dacă știu sau nu știu să cânt, nu este așa de important. Important este că, iată, la Reghin se reunesc interpreți valoroși ai acestui oraș și zic eu, de ce nu ai întregii țări, să aducă o bucurie, un buchet al frumuseții, autenticității neamului nostru românesc. Cântul popular, jocul popular. Și cred că este un prilej extraordinar prin care noi ne putem bucura de valorile autentice ale noastre, ale zonei, ale meleagurilor noastre, cu care ne mândrim categoric. Trebuie să spunem lucrul acesta. Și iată, Primăria Municipiului Reghin, în colaborare cu Casa de Cultură a Tineretului și Asociația Culturală Moștenitorii Neamului, organizează o activitate importantă. Reghin, Plai de cânt și joc. O activitate presărată cu, pe lângă acești artiști minunați pe care o să-i pomenim un pic mai târziu, cu ansambluri de dansuri populare și momente vesele ale trupei de teatru din culisa Casei de Cultură a Tineretului. Iată, vineri 8 noiembrie 2013, la orele 18, adică 6 după amiaza, vă așteptăm pe toți să veniți să participați la un spectacol extraordinar. Foarte frumos, eu zic că va fi un spectacol reușit, un spectacol de excepție, deoarece o să fie și interpreți de muzică populară pe scenă, și dansatori, și momente vesele, deci e ceva nou, o noutate, zic eu, pentru reghineni. Nu știu cât de noutate, cât de nu noutate este acest complex, să spun așa, cultural. Noi am încercat oarecum să adunăm acele sclipiri ale orașului în ceea ce privește muzica populară și dansul popular românesc și iată, haide să pomenim și numele importante de care ar fi trebuit să le spun probabil de la început și începem așa. Doru Pop, Sorin Pantea, Maria Neag, Anuța Toncean, Covaciu Corina, Gabriela Merdar, sunt câțiva dintre cei care vor urca pe scenă și pe lângă aceste personalități culturale de dans și joc popular, uite că iată vine și acele ansambluri, Moștenitorii Neamului, Doina Mureșului și, după cum am spus, și câteva momente care aduc, de fapt, deliciul publicului, acele momente presărate de bună dispoziție, de teatru, de frumusețe, de cânt, de tot ceea ce este necesar pentru a întreține o atmosferă, zic eu, culturală, pentru că este o atmosferă culturală la un nivel cât mai ridicat. Da, așadar, dragii mei, Marcel a dezvăluit surpriza interpreților care vor fi vineri pe scena Casei de Cultură a Tineretului din Reghin și un prim moment muzical cu Doru Pop, dragii mei, un cântec frumos, Așa a vrut Dumnezeu. Thank you.
așa o vrut Dumnezeu dor. Lai, la, 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 la. Să seamăn cu tata meu dor. Lai, la, 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 la. Tata m-a oferit de greu. Lai, la, 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 la. Dar l-a luat Dumnezeu. Lai, la, 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 la. Am fost copil mic dor. Lai, la, 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 la. N-am dus lipsă de nimic dor. Lai, la, 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 la. Am crezut că și mânc eu. Lai, la, 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 la. Mâncă și tăicuțul meu. Lai, la, 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 la. Știu că n-o fost așa dor. Lai, la, 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 la. El mânca și rămâne dor. Lai, la, 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 la. Mulțumesc părinților. Lai, la, 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 la. Pentru grija dumnealor. Lai, la, 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 la. Așa-s pe lume, părinți. Lai, la, 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 la. Trag pentru copii cu dinți. Lai, la, 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 la. Am urmărit primul moment muzical din emisiunea din această seară, dragii mei, și haideți să trec la discuția cu Cătălin de această dată. Acum nu știu care dintre voi ați avut inițiativa organizării acestui spectacol, dar vreau să vă mulțumesc, pentru că eu zic că e o inițiativă foarte frumoasă. Așa, dar Cătălin, da, vreau să spun că sunt foarte mândru că am cunoscut pe domnul Marcel Năstin. Eu am colaborat întotdeauna cu instituțiile din Reghen de cultură foarte bine și chiar după ce a plecat doamna Sorina Bloj, chiar îmi părea rău, pot să mai colaborez așa bine cu... Și iată că mă bucur foarte mult. E un om deosebit și l-am ajutat cât am putut, l-am ajutat și cu interpreții și cu... Dar vreau să vă spun că în Reghen sunt foarte mulți tineri interpreți. Nu știu dacă mai este în județul Mureș, poate nici în jurul Mureșului nu sunt atâta tineri cât sunt în Reghen, în jurul Reghenului. Și ai putea să facem și pentru ei un spectacol așa, cu juniorii, să zice. Sigur că acum da. Acum seniorii facem și cu juniorii. Din poate punctul de meu de vedere, eu cred că trebuie fiecăruia să-i dăm o șansă, da, de a ajunge acolo unde este locul. Că până la urmă, unui filtru esențial al culturii noastre este publicul care ne privește. Și dacă noi nu arătăm lumii ceea ce știm, nici el nu va ști pe cine să-l clasifice undeva, pe o poziție mai sus sau mai jos. Trebuie să-ți mulțumesc și eu, Cătăline, pentru implicația pe care o ai asupra culturii noastre reghinene, deoarece aici ne desfășurăm activitatea. Chiar, într-adevăr, în mici discuții pe care le-am avut în decursul acesta de luni, de când sunt eu direct la Casa de Cultură, am reușit să înfilipăm mai multe activități culturale și iată și aceasta de astăzi este un, să spunem așa, un complot comun. Da. La o mică discuție amicală am găsit de cuvință că este necesar ca personalitățile noastre muzicale să apară pe scenă împreună pentru a arăta orașului bucuria și a dădărui tuturor celor care privesc din bucuria lor. Și cred că e singura modalitate prin care noi, de fapt, cei care văd aceste personalități culturale ale noastre, își găsesc cu alinarea sufletului și își găsesc o motivație spre viață. Avem niște exemple, avem niște etaloane. Ei sunt. Dar cei care au calitate. Oricum eu cu asociația mea Glasul Pământului și Moștenitorii Neamului am mai multe asociații. Chiar vreau să fac un contract de colaborare cu Casa Tineretului
și oricum ați ajutat și până acum la spectacole cu sonorizare, cu... Da. Deci noi, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Adică dacă nu merge cultura, mă apuc de agricultură, dar cred că nu să mă apuc. Cred că rămâi totuși la cultură. Da. Eu zic totuși să faci agricultură și să ne sponsorizezi în cultură. Că avem de câștigat două lată. Nu se atât poate. Economic cât și cultural. Inversul mai poate, da? Așa, nu? În primul rând este important să ne implicăm cu toții. Atât noi, cei care conducem astfel de instituții, și cât ceilalți, care până la urmă urmei, fără implicația tuturor, nu putem ridica un nivel de trai, un nivel social, cultural, la un nivel pe care îl așteptăm fiecare. Deci valori există, dar dacă nu sunt puse ele în sine, pe poziția care trebuie, să pierde multe ori. Trebuie și încurajate. Și cred că singura modalitate de a aduce un surplus de calitate unui oraș trebuie pur și simplu să motivăm pe acei tineri, și nu numai tineri, pe cei care au un talent aparte. Trebuie sprijiniți și motivați să continue pe același drum pe care și l-a propus. Consolidând acel drum, de fiecare dată vom vedea cum avea rezultate extraordinare și acei tineri, și nu numai tineri, vor ajunge să fie foarte cunoscuți atât în țară cât și în străinătate. Și până la urmă asta trebuie să facem, da, cu toții. Noi sperăm să vină publicul, pentru că eu zic că e ceva deosebit ceea ce se întâmplă. Nu știu dacă mai fost numai din zona regiului să fie prezent pe scenă cei mai buni. De asta am și urmărit să fie chiar din Reghid, care reprezintă Reghidul. De aia am vrut și eu, ca în cadrul emisiunii Dar Rustic din această seară, să mai mediatizăm spectacolul care va fi vineri la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin, dragii mei, așadar vă așteptăm într-un număr cât mai mare să fiți alături de noi, de artiști, iar în cele ce urmează o altă melodie interpretată de Corina Florea Covaciu, după care un moment de publicitate. Tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana in corpore sano. C5
Centrul Sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit din nou, dragii mei, în direct în a doua parte a emisiunii Dar Rustic din această seară și, bineînțeles, reluăm și discuția cu invitații mei din această seară, Marcel Naste și Cătălin Cioba. La finalul primei părți discutam cu Cătălin și pe publicitate l-am întrebat că el a readus fenomenul ăsta copii în viața noastră culturală și l-am întrebat de câți ani se ocupă de acești copii. Da, mă ocup de... Că totuși sunt ceva de 8 ani. Ani mă ocup de ei și am pățit foarte mult în ăștia 8 ani. Și bune am și rele. Avut copii care am luat de acasă, m-am rugat de părinți, hai lăsați-i că au voce, au, deci care au voce. Sunt și care nu o recunosc, dar asta e, ni duc în spectacole. M-am rugat de părinți, am luat de pe drum, i-am pus să cânte. Și sunt care au luat premii naționale, sunt și care nu mai recunosc ce am făcut pentru ei, dar asta nu contează. Satisfacția ta da. Îți rămâne undeva acolo în sufletul tău că totuși... Și pot să spun că deci am umblat prin multe sate, Cosma, toată Valea, Valea Becii, Valea Gurghiului, Valea... Nu există statul unde să n-am interpreți. Acum a fost și ministrul meu, acum de un an am și dansuri, am grup de bătrâni, deci am e multe. E o activitate vastă. Am hobby, ăsta e un hobby, cum se câștigă din așa ceva, dați seama, care... se pricepe la așa ceva și se ocupe, știe că nu câștigăm din... Mai rar oameni întâlnești în ziua de astăzi, cum este Cătălin Cioba, dragii mei, adică să dăruiască atât de mult, nu doar sufletește, ci și din propriile lui finanțe, deci și financiar îi ajută pe acești copii din puținul pe care îl are. Nicio problemă. Eu vă contrazic, iertați-mă, nu puteți spune că cineva are puținul acela când știe să dăruiască frumusețea și bogăția lucrurilor a unui om. Da, dar sunt mulți oameni bogați care într-adevăr ar avea posibilități financiare și nu o fac. Și Cătălin, de asta mă exprim, din puținul lui care îl are, din puțin face mult. Nu, dar am avut probleme, chiar multe probleme. Am avut cu sponsori, am căutat sponsor la spectacole. Eu fac lunar, cred că fac spectacole. Și prima vorbă că mi-a spus, eu ce câștig? Doar la mine nu mai discut cu el, sigur. Mai bine pun de la mine și cu intrare nu fac niciodată. Așa că eu mă bucur foarte mult. Eu sper din cei jur de 70 de interpreți pe care am copii, nu chiar interpreți, între 5 și 21 de ani. Sper ca măcar 5 să reușească. Dar sunt sigur de ăștia 5. Sunt care s-au mai lăsat din cauza banilor. Deci sunt multe probleme și ales financiar foarte multe. Pentru că o piesă costă.
un salariu, poți să zici o piesă. Depinde de salariu. Dar eu mă duc înainte cu toți. Am mai lăsat câțiva care chiar n-au voce și n-am ce de face. Părinții lor cred că sunt cel mai bun, dar trebuie să vadă ei prima dată, să nu mai bage bani în ce nu merită. Sunt cu voce foarte bună care s-au lăsat din cauza banilor, deci sunt probleme și probleme. Într-adevăr, costurile sunt foarte mari și de cele mai multe ori ne depășesc, pentru că se vehiculează niște sume imense în muzică, ceea ce ține de parte orchestrală, studio, producătorul pe piață care îți lansează CD-ul, deci se ridică undeva la ordinea miilor de euro. Da, bine, e adevărat, acum implicațiile financiare în oricare direcție trebuie să existe, pentru că altfel nu putem face nici măcar un pas. Dar iată, totuși sunt case de cultură, instituții culturale finanțate din bugetul local al fiecărui oraș în parte și sunt convins că acele instituții culturale încearcă prin toate instrumentele pe care le au la îndemână să-i ajute pe acești tineri măcar să se facă cunoscuți și ulterior, participând și la alte activități, probabil concursuri cu premii și mă rog, nunți, botezuri, dacă se poate, sau alte activități culturale, poate că își alocă și un buget sau își asumă un buget pe care îl poate primi din acele activități. Și iată, probabil începând de la un mic demers, care zic eu e mare, acel pas mic poate să fie un pas important pentru el. Fiecare activitate culturală, atât locală cât și județeană și națională, poate să-i împingă un pic mai sus, să-i ajute să fie mai cunoscut, să fie importanți. Oricum există o sită care cerne absolut totul și în momentul în care nu ești bun undeva te pierzi. Da, cel care este bun se înalță și urcă treptat la fiecare scară. Ar mai fi șanse dacă s-ar câtea și la divorțuri. Deci ar avea, mai câștiga un ban copii, ar mai... Pentru că sunt foarte multe divorțuri. Da, asta e o glumă bună, într-adevăr. Poate să fie și realitate. Acum astăzi e o glumă, dar nu se știe mâine. Cătălin, că tot ești tu așa mai haios, mai glumeț în această seară, zi-ne, te rog, o poezie frumoasă. Dragii mei, Cătălin compune versurile cântecelor pe care noi interpreții le cântăm, dar creează și niște poezii foarte frumoase și o zis că în seara asta ne spune ceva așa mai satirice, să râdem un pic, să ne descrețim frunțile. M-am pregătit cu una să nu rămână una surpriză, că mă pregătesc una că poate chiar mă pune să zic o poezie. Am una care am scris-o acum cât de curând. Eu scriu în fiecare zi pentru... Poți să te întrerup că avem un telefon. Da. Spune-mi alo. Alo. Bună seara. Sorin Panta, mă numesc, colegul tău. Drag. O, ne bucurăm că suntem atât de urmăriți. Te ascultăm, da, Sorin. Vreau să te felicit în primul rând pentru că ai așa invitat. Și vreau să fiu de acord aici cu Marcel, deci să te contrazic un pic pe tine, să fiu de acord cu Marcel, cu domnul director al Casei de Cultură a Tineretului. Da. Și să chiar să marfăm, chiar am vorbit de un proiect cu Marcel, dar se vede că nu s-a concretizat nimica, în care să ducem copiii acolo, sau nu numai la el, în toate instituțiile astea, exact cum spunea el, și să pedalăm pe chestia asta, adică acolo să facem o mică orchestră și să se poată cânta acolo și să lanseze copii, că eu vreau să spun că până ne-am lansat noi, cum zici tu, cu mii de euro, noi am muncit mult și am cântat mult. Știu! Adică să nu speriem oamenii și nu să costurile chiar așa de mari, că nu știu ce, adică nici o melodie nu-i, nici chiar un salariu, cum zicea Cătălin. Depinde unde mergi, la cine. Deci depinde unde mergi, dar poți să meargă oamenii unde mai ieftin, știi, asta vreau să zic. Nu dăm nume, dar arătăm, știi? Dar, în primul rând, pe ce ziceam acele, sunt instituțiile astea ale statului care, uite, ei au bugete poate cuprinse pentru așa ceva și să atragem copiii acolo și să facem, uite, sunt... Da, în cadrul unei instituții, că atunci și promovarea și acolo, lor e mai... Deci acolo se atrag masele de copii, de acolo se ridică 1, 2, 3 care sunt mai buni, care participă la festivalul și acolo participăm la festival, exact cum ziceam acel. Pe urmă merge și la o nuntă, merge și la un botez și își adună niște bănuți și își face o melodie, își face două, mai ajută, mai sunt sponsor, probabil văd oameni care cu suflet. Aici iar vreau să spun că ceva, chiar vorbeam noi mai înainte, referitor la oamenii cu bani. Deci sunt foarte mulți oameni cu bani și cred că noi și voi de acolo și noi de acasă știm că sunt mulți oameni cu bani care ajută mulți copii și mulți oameni. Și la noi în regiune. Sunt, acum nu ne apucăm să-i nominalizăm.
Dar sunt foarte mulți oameni cu bani care chiar se implică și în viața culturală, și în cea religioasă, și chiar în, deci în toate aspectele orașului. Și Marcel se referea când zicea, sau Cătălin, pardon, zicea că, hai că nu, Maria, am greșit acum. Maria zicea că din puținul lui Cătălin dă, se referea la partea materială. Că da, păi la partea materială m-am referit. Mare. Marcel se referea că cei care au suflet așa cum au Cătălin sunt niște oameni bogați, dar sunt bogați sufletește și spiritual, ceea ce e foarte frumos. Nu sunt bogați material, dar ei au, nu simt nevoia de a avea mai mult pentru că și ce au în parte la ceilalți. Și asta e un sentiment nobil pe care l-au puțin și pentru asta l-am ținut pe Cătălin aproape de când îl știu, pentru că mi-a fost foarte drag și nu e un om care să fie în goană după avere sau după a face foarte mulți bani. Și din cauza asta am lucrat și sper să lucrăm și în continuare și să colaborăm și să... Da. Eu zic că am reușit pe câțiva copii, am ridicat exact cu zicele. Acum sunt și copii care poate nu săraci nu sau se mai pierd pe drum sau părinții au păreri eronate despre ei, că acum... Da, eu știu, Sorin, care... că tu împreună cu Cătălin colaborați de ceva ani împreună asta pe vreau, plan asta muzical să spun, și... Am mai spus și în alte emisiuni, eu datorită domnului Sorin Pantea scriu versuri de muzică populară. El a fost cel care te-a impulsionat, da. Și te-a... Și-am mai spus asta și noi avem foarte, foarte mulți copii. Nu în primul rând. Asta nu știu dacă ai spus-o până când am intrat în direct, dacă n-ai spus-o, înseamnă că o spui de asta pentru mine și atunci ești taxat deja. Nu, deci data trecută am spus-o. De fiecare dată Cătălin este pentru a treia oară în cadrul emisiunii Dar Rustic și de fiecare dată... Sper că ați văzut că e o glumă. A zis de colaborarea frumoasă pe care o are cu Sorin. Vineri emisiunea cu glume. Și iată, ca să nu vă dezamăgim, domnul Sorin Pantea, având în vedere că am discutat deja astfel de proiecte împreună, eu chiar vă convoc și să vă provoc să veniți la Casa de Cultura Tineretului, atât dumneavoastră cât și domnul Cătălin Cioba, Maria Neac și toți cei care sunt interpreți de valoare ai Reginului, și să găsim pe acei tineri care vor să ajungă pe o scenă și să vedem cum putem să mediatizăm tot mai bine, în așa fel încât să creăm acele valori de care povestim. Sunt dispus să fac astfel de lucruri, sunt deschis, am și făcut deja unele dintre ele, dar totuși am nevoie de sprijin din partea specialiștilor și cred că dumneavoastră sunteți mai mare specialist ca mine în muzica populară. Păi eu, de câte ori o să ai nevoie, o să vin, dar eu zic că trebuie făcut ceva concret, adică de dacă lăsăm așa că hai să ne întâlnim, deci trebuie fixat odată, uite, te rog să vii să vorbim sau să ne întâlnim. Și atunci mergem și vorbim și facem, punem pe hârtie, vedem ce posibilități avem și dacă se face reclamă, eu zic că o să meargă copiii, pentru că este o dorință destul de mare acum a publicului să facă așa ceva, și dansuri populare și cântece. Eu, în calitate de director al Casei de Cultura Tineretului, promit acum public că în cât de repede se poate, cât de urgent, o să iau legătura cu toți acești interpreți, inclusiv cu dumneavoastră, și o să punem la cale o dată în care chiar realizăm acest concurs de care este nevoie pentru acei tineri dornici de a se afirma. Ținem legătura și promit public încă o dată că ne vom întâlni cât de curând să stabilim acea dată pentru... acea competiție, până la urmă, urmei pentru tinerii care vor să se afirme. Din sărbătorile de iarnă, uite, un moment iernic, se poate organiza un concurs asta pe temele astea, colinde, cântece tradiționale. Obiceiuri de Crăciun. Obiceiuri. Se poate face și de acolo, din mai mult, selectează cei mai bune, fără supărare. Și eu cei mai nu, bune. Este simplu din punctul meu de vedere, pentru că se pot înscrie 100 de oameni. Facem o preselecție înainte cu zi și ulterior în competiție a probabil să intră doar 15, care sunt cei mai buni. Și de acolo se vor da premiile. Deci logică sau stratagemă sau strategie pentru a aborda un astfel de festival se găsește. Important e să ne întrunim cu toții. Bun, eu sunt de acord cu toată lumea, îmi place foarte mult că există inițiativă din partea aceștor mari interpreți ai Reginului. Și chiar, uite, haideți să stabilim acum o dată, probabil săptămâna viitoare aveți o zi care este liberă pentru dumneavoastră și să reușim să ne întrunim cei care suntem așa ca dumneavoastră și acești directori ai caselor de cultură sau instituțiilor publice culturale, în așa fel încât să punem la cale acest festival de sărbătorile de iarnă. Eu, în primul rând, nu mă refeream la festivalul, dar e foarte bună ideea și cu festivalurile. Festival concurs.
Deci dar nu, dăm și spectacol, dăm și o competiție de antrenament. Sorin se referea la o colaborare de viitor, la un proiect de viitor care ai de continuitate la Casa de Cultură. Da. Oricum începem cu unul, prima ediție, a doua, a treia, a patra, după aceea ne ocupăm și individual de copii. Trebuie un început, începutul ca să recunoști acele valori micuțe, acele steluțe de care pomeneam nu de mult într-o altă activitate culturală sau altă competiție, să o numim așa. Trebuie pur și simplu să facem niște pași. Începem cu acest pas măreț în care convocăm acești tineri să participe la o competiție, festival, un festival competiție, de ce îl numesc așa? Deci prima dată vor fi foarte mulți, se face o selecție, festivalul va fi și cu public. Va fi și un concurs și un spectacol pentru cei care vor fi în sală. Deci nu lăsăm ca publicul să nu participe, este păcat. Sunt copiii noștri și cred că singura încurajare pe care putem noi să le dăm este, sunt premiile și oamenii care sunt în sală și aplaudă și felicită pentru ceea ce fac. Deci eu chiar vreau și am astfel de inițiative, este greu într-adevăr să pornim foarte multe proiecte, dar în momentul în care ne unim mai multe forțe puternice, cu certitudine că putem muta inclusiv. Cu siguranță morții. Vom reuși și va începe la Casa de Cultura Tineretului un frumos proiect pe viitor, alături de Sorin Pante, alături de Cătălin, alături de și eu mă solidarizez dacă este nevoie. Sorin, îți mulțumim mult pentru trebuie să punem intervenție. Știți? Adică să nu uităm că ne trebuie acum să nici o mică de cultură. Știți? Da. Îți mulțumim mult pentru intervenția telefonică. Din păcate, mulțumesc. Timpul ne presează, trebuie să intrăm imediat în publicitate. Da, întotdeauna. Mulțumim, Sorin, o seară bună îți dorim și sănătate, cu siguranță mulțumesc. Marcel va face tot posibilul ca acest proiect să se și concretizeze, bineînțeles dacă și noi vom colabora alături de el. Așadar, dragii mei, un alt cântec cu Ana Atoncean, Crișan, după care, bineînțeles, publicitate. În drumul sântenilor, măi doruleți-mă, ai cam un dragul de sântian, umblă noaptea alături ian. Fă-mă, Doamne, ce mi face, fă-mă roșu merișor, fă-mă roșu merișor, la băița pinocol, la băița pinocol, măi doruleți-mă. Hai numai unul de-a gusta, dorul și la stâmpăra. Să fiu fir de rozmarin, să mă poarte badea-n sân. M-a purtat la inimuță, numai eu să-i fiu drăguță, numai eu să-i fiu drăguță, mai dorule-ți mă. Hai că mă badea tinerel, să mă dragostea cu el. Să-i floarea mărului, să-i fiu dragă padelui, să mă poarte-n pălărie, dragostea mi-ar da o mie, dragostea mi-ar da o mie, măi doruleț mă. Să mă poarte-n pălărie și să-i fiu dulce soție, și să-i fiu dulce soție, măi doruleț mă. Dați promoțiile Evora Center. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor.
Pe lângă produsele de carmangerie, Carmacovo oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust. Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reghinul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare, distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reghinulnostru.ro. Mera Autoservice, de 14 ani pe piața reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Autoservice, agreat de toate societățile de asigurări. Mera Autoservice, seriozitate și calitate. Rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Suntem din nou împreună, dragii mei, la ultima parte a emisiunii Dar Rustic din această seară. Iată că încă o dată timpul ne presează. Așadar, Cătălin, înainte de intervenția telefonică a lui Sorin Pantea, vroiai să ne citești, da, o poezie, așa că te rog. Zic te că rog este să... o vorbă care spune că nu timpul trece, noi trecem prin timp. Da. Normal, așa e. O să vă citesc o poezie așa mai veselă, pentru că emisiunea mai veselă, care se numește Nu merg toate ca pe roate. Eu le citesc așa pe țărănește, pentru că... Păi așa... Zice că, Doamne, și gură spurcată are mândra câteodată. Ne sfădim din șas în șas, tot amușă mintenaș. Ea zice și ea ascultă, pentru mine e ca și mută. Eu mă fac că nu aud, pentru ea îs ca și surd. Rântașul e pe fiteu, mândra umblă teleleu. În casă e numai șfară, e nu vezi să ieși afară. E mândruța mea îmi place numai atunci când tașe. Dar tașe numai când dorme și când e ruptă de foame. Nu merg toate ca pe roace, dar mai bine nu se poate. Las că e bine și așa rău, mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că timpul e foarte scurt, nu mai lungesc. Foarte frumos, Cătălin, nu știu de unde ai inspirația asta, de unde îți vin versurile astea așa. Eu cred de, că multă de bine tincluite. Nu, să știți că dacă nu încerci, n-ai probabil cum să știi. Fiecare dintre noi, da, avem și o latură poetică, dar nu știm să ne-o valorificăm. Dacă omul încearcă, nu știe ce... Din punctul meu de vedere, cred că în fiecare om există, da, această clipire care trebuie emancipată. Adică, domnul se naște cu un bagaj de cunoștință, așa mai spus, într-o stare latentă. Dacă nu îl exersezi, nu îl descoperi sau redescoperi, că până la urmă, da, vii cu ceva gata predestinat, degeaba. Trebuie să-ți găsești această clipire în domeniul pe care te duci. Eu am o vorba mea, un cuget al meu. Fiecare om are în el și ceva bun și ceva frumos, și ceva rău, nu? Că așa e echilibrul naturii. Echilibru, da, naturii. Dar noi trebuie să știm să scoatem acel ceva frumos din om, adică să nu determinăm să iasă partea rea din omul respectiv. Cam greu. Și completez și mai mult, ar trebui cei care ne privesc pe noi să scoată, da, sau să pună în valoare ceea ce e bun în noi, bun în ceea noi ce e rău, că atunci poate ar merge mai bine. Da, așa este. Sunt lucruri frumoase ale vieții, trebuie să recunoaștem. Sigur că da, dar noi artiștii dăruim și arătăm publicului partea frumoasă a noastră, da, adică ceea ce... Dacă nu e vorba despre
festivalul de iarnă, despre colinde, despre... Chiar vreau să pot să spun. Da, chiar te rog. Publicitate la un festival de-al meu, ediția 7-a la Nadășa, Cetină Verde de Brad, un festival de colinde, obiceiuri de iarnă, muzică, voie bună, deci tot ce vreți. Iată, ești deja la 7-a ediție. Da, la 7-a ediție deja. Sunt, am 4 festivaluri care sunt la ediția 7-a. Am proiecte, am pe asociație, bine, proiectele-s foarte, foarte puține, acum directul știe cât ce și cât dă. Deci trebuie să recunoaștem că ia cătă în Reghin se și muncește. Chiar dacă nu se plătește, dar se muncește. În sensul că fiecare dintre valorile noastre culturale și dăruiesc. Nu numai au pretenții. Și este important. Da, știi foarte bine, cum zicea Nicolae Steinhardt, dăruind vei dobândi. Cred că doar așa... Nu, Buță nu a ajuns până la nivelul acesta. Dar totuși, ia cătă dăruim, toți dăruim și categoric, dacă nu dăruim în cultură, nu pot să supraviețuiești. Pentru că cultura în sine îți... te obligă să faci un sacrificiu. Deci sacrificiul ăla care de fapt nu este un sacrificiu, sacrificiul în ghilimele este ceva din suflet. Îți place odată ce cunoști un domeniu sau cunoști un element cultural ca să-l arăți și altora, să ajuți și pe alții să ajungă la acel statut sau chiar să fie mai bun decât tine. Este important ca noi oameni de cultură să știm să dăruim, să știm să ajutăm, să știm să mulțumim celor care până la urmă vor ajunge poate mai sus ca noi, dar este important să creăm valorile culturale locale la nivelul acolo unde trebuie, să știm să devenim de fapt o rampă de lansare pentru toți cei care doresc să meargă pe acest drum. Și sunt oameni de valoare, am spus, repet, care sunt convins că vor ajuta pe fiecare. Trebuie dar să avem o implicație mai profundă și să fim mai uniți. Și au foarte multe avantaje cei tineri din ziua de azi. Televiziuni peste televiziuni, spectacole, cei din generația lui Doru Pop sau mai știu, alți interpreți, foarte greu. Generația noastră, da. A mea, de exemplu, care am foarte început greu. În 93-94, era foarte grea mediatizarea la acea vreme, adică nu aveai acces așa ușor la posturile de televiziune, nici nu existau atunci posturile locale de televiziune, de-abia din 95-96 au început posturile locale, mă rog. Da, chiar vorbeam cu... Foarte greu ajungeai. Vorbeam într-o zi cu Doru Pop și spunea că el după 20 de ani a apărut la televizor. Da, seama. Da. Acum, după două zile, pac, la televizor. Așa a fost. Bine, acum, normal, că avem tehnologia de astăzi la dispoziție, dar nu este suficient. Trebuie să și muncim pentru a apărea undeva. Până la urmă, urmei, prestigiul nostru îl câștigăm odată cu munca. Deci dacă nu muncim, degeaba apărăm la un televizor, că ne facem de rușine și de cum nu o să putem să ne ridicăm valoric. Așadar, dragii mei, că tot zicea Marcel că trebuie să muncim, haideți să mai și muncim, să mai dăruim telespectatorilor noștri o altă melodie frumoasă, interpretată de Maria Neag. Doamne, cum trec zilele! Să albească omule.
am putința, omule. Tinerețea și nici anii, omule, nu poți cumpăra cu banii, omule, nici cu aurul din lume. Ce-o trecut, trecut rămâne, ce-o trecut, trecut rămâne, omule. Așadar, iată, dragii mei, că mai avem câteva minute din emisiunea noastră. Ați auzit și cânte cu Doamne, cum trec zilele, așadar, e o certitudine că trec zilele peste noi. I-am dedicat-o și lui Marcel Nastea, această melodie. Știu că îi place foarte mult, așa că sper să îi fi plăcut surpriza pe care i-am pregătit-o eu în această seară. Cătălin, vrei să ne mai zici ceva? Păi eu mai zic dacă mai am timp. Hai, mai desprețește-ne fruntea acum, să plecăm vesel din emisiune. Și aș vrea, în primul rând, să mai adaug ceva la... Probabil că domnul Sorin Pante avea dreptate, sunt și oameni de bine. Deci, ce poate am greșit, dar poate ne-am găsit de asta, e problema. Acum, a să vă spun o poezie, nu chiar așa veselă, dar mie îmi place foarte mult. Și am 3 lei și 2 bănuți, Doamne, nu-mi trebuie mai mulți. De ăștia îmi iau o pâine și îmi ajunge până mâine. Așa zicea mama mea când eram eu tinerea. Era mulți, banii puțini, mama numai două mâini. Am o sânge mărișori și la măicuța datori. Am uitat că am fost crescuți cu 3 lei și 2 bănuți. Dar măicuța îi bătrână, n-am văzut-o de vreme bună. Are bani mulți, sustrujac, dar traiul tot mai sărac. Cei 3 lei și 2 bănuți atunci ai păreau mai mulți. Asta am să zic neapărat. Pentru că îmi place foarte mult, eu mă inspir mai din realitate, toate poeziile și, foarte din păcate, frumos. Realitatea e cum e. Da. Marcel, te rog, mai avem un minut din emisiune, așa că te-aș ruga să le mai spui telespectatorilor încă o dată interpreții care vor fi vineri în cadrul spectacolului Reghi în Plai de Cânt și Joc. Deci mă bucur că îmi dați prilejul de a încheia cu latura aceasta, deci chiar trebuie să recunosc că Reghi nu are un, nu știu, un bagaj foarte plin de personalități culturale, atât în ceea ce privește muzica de folclor, cât și muzica ușoară și, de ce nu, în alte arte ale frumosului, artea plastică sau, să nu zicem, de alte dansuri și alte gânduri sportive. Deci, iată, acum vreau să vă invit cu drag vineri 8 noiembrie 2013 și să nu uitați de asta și repetăm la ora 18 la un mare, mare spectacol. Intrarea liberă, se știe. Da, intrarea este liberă pentru toți telespectatorii. Reghi în Plai de Cânt și Joc, cei care ne vor încânta sufletul va fi Maria Neac, Doru Pop, Sorin Pantea, Covaciu, Corina, Anuța Toncean, Gabriela Merdar și moștenitorii neamului Ansamblu de Dansuri Populare, cât și Doina Mureșului și, nu în ultimul rând, Momentele Vesele, susținute de trupa de teatru din culisea Casei de Cultura Tineretului, coordonată de German Ana Maria. Deci vă așteptăm cu drag, sunt convins că nu o să regretați că vă pierdeți din puținul dumneavoastră timp alături de noi. Va fi extraordinar, sunt convins de lucrul acesta. Așadar, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și alături de telespectatorii noștri în această seară. Cu siguranță, dragii mei, vineri la Casa de Cultura Tineretului George Enescu sunteți poftiți cu toții, cu mic, cu mare, la un spectacol cu soliștii reghineni. Vă mulțumesc că n-ați fost și în această seară alături de emisiunea Dar Rustic, așadar ați putut urmări pe parcursul emisiunii momentele muzicale cu interpreții care vor fi vineri în cadrul spectacolului. Așadar, dragii mei, să ne revedem la următoarea emisiune la fel de frumoși, de sănătoși și de voioși. Iar pe final de emisiune, dragii mei, un moment muzical interpretat de Sorin Pantea, o melodie frumoasă, instrumentală, dăruită tuturor. Doamne ajută tuturor și numai bine! La revedere! La revedere. Thank you.
Vedeți astăzi la jurnal. Lucrările de reabilitare la drumul național DN15, tronsonul Reghin Târgu Mureș, se apropie de final. În prezent, echipele de lucru au ajuns pe varianta ocolitoare. Serele primăriei Reghin au activitate intensă și pe timp de toamnă. Lucrătorii din cadrul secției au început acțiunile de toaletare și corectare a arborilor pe străzile principale din municipiu. Casa de Cultură George Enescu invită iubitorii muzicii populare.